Haideți să deschideți Sfintele Scripturi la Evanghelia după Matei, capitolul 24, și vom citi de la versetul 32 până la versetul 43, inclusiv. Pagina Sfânta Scriptură, 953. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: de la smochin învățați pildea lui. Când îi înfrăgezește și împrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la ușă. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta de oameni, neamul acesta, până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Despre ziua și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, ai Doma să vă întâmpla și la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că, dacă ar ști să vă urcați la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar vedea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Amin. Amin. Haideți să facem un lucru deosebit. Cântam înainte, lauda mea este pentru Împăratul. Și toată lauda, toată slava, toată închinarea noastră o aducem Împăratului nostru. Amin. Domnul Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, care a părăsit cerul, slava cerească, a venit pe pământ și a murit pentru noi. A murit pentru păcatele noastre, ca noi astăzi să fim mântuiți. Aș vrea cu toți împreună, așa cum stăm pe picioare, să spunem rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru. Ne îndreptăm gândul către Domnul și din toată inima ne rugăm lui Dumnezeu. Tatăl nostru.